Ancuța este studentă la drept. Spune că facultatea nu va mai fi la fel acum că se vor ține cursurile online. Ne este puțin greu acum să stăm pur și simplu în fața laptopului și de acasă să gestionăm totul. Într-adevăr, este mult mai comod, numai că lipsește o parte care nouă ne fac anii de studiu mult mai frumoși. O altă problemă cu care se confruntă studenții este taxa de școlarizare. Ei vor o reducere acum că orele se vor face în fața laptopurilor. Reducerea taxei de școlarizare în contextul educației online trebuie privită însă și din perspectiva dificultăților financiare ale studenților, ale căror familii sunt afectate de criza economică generată de pandemie, au declarat cei din Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România.